Mulțumim preacucernicului Părinte Ioan, că în numele poartă al Sfântului Ioan Botezătorul, așa cu soborul mare de preoți, că a fost sobor, toți preoții l-au ales pe dânsul să predice și nu s-au așteptat. Și cei mai tineri, și toți l-am dorit pe dânsul. Și așa a vrut Sfântul Ioan. Dumnezeu să-i dea sănătate și să țină mulți ani să ne mai predice. Când se mai vine la noi și în cursul anului. Și apoi sau ne vin grupuri din depărtare, din țară. Și apoi zic, Părinte, veniți astăzi în duminica asta, că avem grup din Moldova, din Constanța. Și îmi drag să predice. Nu că ne laudă, că nu-mi place că mă laudă pe mine. Vă bucură pe dumneavoastră. Folosește sufletul dumneavoastră. Așa, iubițelor, ce să zic eu la ceea ce a spus Părintele, n-am de completat nimic. Decât să vă pun la suflet câte ceva, dar pun întâi bucuria de ziua de mâine și bucuria care a avut să-i în seara asta. Părinte Ioan, când predicați Sfinția voastră, când respirați, stăm și mă uitam și ascultam la toți cât sunteți aici. Nu se auzea nimic decât greierii și respirația dumneavoastră. Și nemișcat s-a stat ca niște statui. Aceasta, mai rar am văzut-o, chiar aici și la noi, față de alte mănăstiri, e multă disciplină la slujbe. E multă. Și ziua, și noaptea. Am urmărit foarte frumoasă disciplină, dar din seara asta, așa mi s-a părut mie că nu auzeam nimic altceva, decât greierii și respirația dumneavoastră. Iubiților, de dimineață vom avea Sfântul Mazlul la 7 și Sfințirea Albei, iar la 9:30, pe toți cât sunteți aici și aveți posibilitatea și timpul și aveți, pentru că nu mergeți la servici, că e duminică. Avem pe Preasfințitul mijlocul nostru și este slujba arhierească. Să-i facem bucuria care ați avut-o în seara asta aici și ne-ați făcut-o nouă, că-i noapte și totuși sunteți mulți, măcar atâția să fiți mâine, ca să-l bucură pe Preasfințitul, că i-am povestit cât de multă lume fost la Sfântă Mărie și ce bucurie am fi avut să fi fost și dânsul să participe, dar trebuie să meargă și la celelalte mănăstiri care au hramul. Noi avem fericită ocazie cu Sfântul Ioan, că avem hramul Sfântului Ioan, că avem de fiecare dată, la fiecare hram, avem pe Preasfințitul la noi. E o bucurie. Iar acum, ce a spus Părintele Ioan, numele de Ioan Popor, de mândrie acea drăcească care o une în cap, îl sfidează pe Ioan. Și nu mai pun creștinii numele la copii, Ioan, Ioana, rar, nu mai pun. Pun tătale nebunieri din reviste, din filme, n-alea, necreștine, păgâni. Și duere mare. Puneți-vă numele la nepoți și la copii, de sfinți, și mai ales Sfântul Ioan, care spune Mântuitorul în Scriptură, cel mai mare om născut din femeie pe pământ, e Sfântul Ioan. Luați-l de protector. De aceea nu vreau să repet pe Părintele și nu am nimic de adăugat la ce a vorbit dânsul. Dar să medităm la un lucru foarte grav. Pentru ce a murit Sfântul Ioan Botezător? I s-a tăiat capul. Două lucruri, că a spus adevărul și a condamnat păcatul de sprâul. Că regele Irod trăia cu soția fratelui său. În desfrânare. Și unde a dus de sprâul? Să omoare un sfânt. Așa duce astăzi de sprâul. Moartea atâtor suflete de pe pământ, tineretul,
care zace în acest păcat greu și nu numai tinerii săraci. Toate victimele satanii, când mai tineți, când mai în vârstă, păcatul despreului e greu. Fugiți, spune Sfântul Apostol Pavel, fugiți de desfrânare. Meditam nevastă când auzi de sărbătoarea asta vreodată, pentru ce i s-o tăiat capul la Sfântul Ioan? Deși regele Irod îl asculta de multe ori cu plăcere, dar nu a vrut să-și calce cuvântul viclean, că i-a promis la ticăloasa de fata Irodeada, că o jucat, să nu-și calce cuvântul. Mai bine și l-ar fi călcat, că era și el mântuit. Dar o să ia și el cu el, cu tot. Așa, dragii mei, zicea Sfântul Apostol Pavel, fugiți de desfrânare. Fugiți, tineri și vârstnici, de acest păcat. Că acest păcat, desprâu, homosexualii, crimele, sinuciderele, avorturile, atrag pustiirea și pieirea lumii, ceea ce au făcut cei de la potopul Noe și ceea ce fac astăzi oamenii. Oamenii fără Dumnezeu. De câte ori vă vine un gând de păcat, vă vine un gând de ispită, de desfrânare, ridicați capul în sus și întrebați pe Dumnezeu, este de acord Dumnezeu să facă aceasta? Că ridicându-vă capul în sus, nu-l ridicați să vă uitați nici după stele, nici după soare, vă uitați la Dumnezeu. Iertați-mă, o noapte cu Dumnezeu, cu rugăciune. Ne cântă domnișoara artistă niște cântări, apoi începem acatistul Sfântului Ioan, să-l cinstiți în acatistul care se va face, cum vă zice inima, cum a zis Părintele, să-l cinstim și să ne rugăm. Vorbea Iisus de pe colină, poporului ce sta pe jos, cu fața plină de lumină. Vorbea Iisus de pe colină, cu glasul rar, adânduios, cu fața plină de lumină. Vorbea Iisus de pe colină, cu glasul rar, adânduios. În lume ura-i ca o stâncă, apasă sufletul oricui, te închide noaptea ei adâncă. Să fii ca piatra mai rândcă, să nu o faci bine nimănui, te închide noaptea ei adâncă. Să fii ca piatra mai rândcă. Tu lasă ura la o parte, dușmanul lui bătut de soarte. Tu dai ce poți, dar nu-l domni. Când un dușman în haine sparte, la ușa ta va aștepta. Tu lasă ura la o parte, dușmanului în haine sparte.
dacă nu-și mai dai de mare te. Vor face contra ta sobor, tu voi lasă urăla o parte. Și chiar dușmanilor de moarte, de tine de mână iubitor, tu voi lasă urăla o parte. Și chiar dușmanilor de moarte, de tine de mână iubitor, cu cei lipsiți bucata-n parte, bucata pâinii pentru tai, cât ai chiar cu dușmanul de parte, căci Dumnezeu ți-o face parte. Și ție sus în rai, cât ai chiar cu dușmanul de parte, căci Dumnezeu ți-o face parte. Atunci și ție sus în unde să mă rug eu, Doamne, îmi e sufletul zdrobit și când inima mea va răsa, resurge cele mai chinui. Să mă duc, nu mă
mai ție, nu mai ție, Domnule meu, o să-ți spun necazul greu. Bunătatea ta mi-ajută, inima durerea ei, nu mai mâna ta îmi șterge ție, nu mai ție, Doamne.